Întrucât copiii reprezintă o categorie vulnerabilă din punct de vedere al riscului rutier, majoritatea accidentelor în care sunt implicați producându-se pe fondul transversărilor neregulamentare sau a neatenției în alegerea locurilor de joacă, siguranța acestora constituie una dintre prioritățile poliției rutiere. Astfel, în cadrul săptămânii altfel, în zilele de 23 și 26 aprilie, polițiștii Serviciului Rutier Neamț au desfășurat activități de prevenire în unitățile de învățământ din municipiul Piatra Neamț, la care au participat cadrele didactice și 56 de elevi. În cadrul ședințelor de instruire, elevilor le-au fost prezentate principalele reguli care trebuie respectate pentru a circula în siguranță pe drumurile publice. Traversează atent strada doar atunci când vezi indicatorul trecere pentru pietoni. La semafor așteaptă să se aprindă lumina de culoare verde, iar apoi poți traversa în siguranță. Dacă nu găsești în preajmă un semafor sau un indicator de trecere, poți traversa și pe la colțul străzii. Asigură-te însă că nu se apropie niciun vehicul. Întotdeauna traversează strada drept și în pas vioi. Nu fugi, dar nici nu te opri fără motiv. Nu traversa strada prin față sau prin spatele mașinilor oprite în stație sau pe marginea drumurilor. Trebuie să mergi doar pe trotuar. Dacă te afli pe un drum fără trotuare sau poteci laterale, trebuie să mergi doar pe partea stângă a drumului și cât mai aproape de marginea acestuia. Nu te opri pe bordura trotuarului. Te poți dezechilibra și ajunge în fața mașinilor. La sfârșitul activităților, elevii au primit orare pliante și legitimații de pietonisteți din partea polițiștilor.